Pacea Domnului nostru Isus. Stimați frații de credință, pentru mine este o bucurie și o onoare ca în această dimineață să pot să mă închin lui Dumnezeu împreună cu Biserica pe El alături de dumneavoastră în acest loc. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care ne-ați făcut-o, pentru dragostea dumneavoastră, pentru sprijin în rugăciune, pentru binecuvântarea pe care ați așezat-o în numele Domnului nostru peste noi, peste casa noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească. Aș dori să vă aduc salutări din partea fraților de credință din Biserica Emanuel din Sibiu, har și pace în numele Domnului nostru Isus. Pentru vremea aceasta, împreună cu soția, ne găsim în Iena. Am venit doi și plecăm acasă trei. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat și ne-a binecuvântat și mergem înainte. În această dimineață. Înainte de a vorbi cuvântul Domnului, rog pe fratele Nichi pe sora Alina să binevoiască să primească un cuvânt de mulțumire din partea familiei noastre. Dumnezeu v-a folosit într-un mod aparte să ne facă bine. A spus pentru noi ca doi îngeri trimiși de Dumnezeu în fața noastră și mie nu-mi place să mă joc cu vorbele și nici să spun vorbe mai mari decât se potrivesc. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze și întregi frățietăți. Ne-am simțit înconjurați de dragostea fraților de credință de aici, necazurile, cum vinele peste oameni au pus pe drum și ne-au oprit în locul acesta, dar n-a fost spre rău, ci a fost spre bine. Așa că dăm Domnului slavă pentru toate. Amin. Am pe inimă acum să deschidem din nou Biblia. Mă bucurat să văd că în adunarea dumneavoastră deschideți mereu Biblia și citiți din ea. Lucrul acesta este un lucru bun, este după voia lui Dumnezeu. De această dată, Evanghelia după Matei, capitolul 5, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 38. Vom asculta câteva versete până la versetul 42. Să luăm aminte la acest cuvânt. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun: să nu vă împotriviți celui ce vă face rău ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere dăi și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Amin. Acest cuvânt a fost rostit de Domnul nostru Isus, noi în această dimineață l-am recitit, l-am reîmprospătat și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea în această dimineață să reflectăm împreună asupra lui într-un mesaj pe care l-am intitulat Întoarce și obrazul celălalt. Este un citat din cele spuse de Domnul nostru Isus. Întoarce și obrazul celălalt. Mi-a plăcut întotdeauna să Caut în Biblie cuvintele Domnului Isus. Odată le-am căutat, le-am citit cu dorința de a identifica imperative, porunci lăsate de Domnul Isus, dincolo de învățături, dincolo de explicații, acele imperative scurte, acele porunci clare, ușor de înțeles și care puse în practică, schimbă viața. Am identificat peste 50. Câteva exemple. Pocăiți-vă de păcatele voastre. Apoi, vină după mine. Apoi, bucurați-vă în necaz. Apoi, iartă pe fratele tău. Apoi, împacă-te cu fratele tău. Un alt exemplu. Întoarce obrazul celălalt. Alt exemplu. Fii om de cuvânt. Da, al vostru să fie da, nu, să fie nu. Alt exemplu. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Alt exemplu. Spălați-vă picioarele unii altora. Iubiți-vă unii pe alții. Ce voi să vă facă voi oamenii, faceți voi întâi. Lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor. Peste 50 sunt. Mai exact, 52 foarte frumoase și foarte dense. În această dimineață am ales una dintre ele, și anume, întoarce și obrazul celălalt. Întoarce obrazul celălalt. Această poruncă a Domnului nostru Isus face parte din predica de pe munte. Predica de pe munte este consemnată în Matei capitolul 5, 6 și capitolul 7. Și aici, miezul acestei predici, vorbind despre cum trebuie să ne raportăm la acela care a hotărât să ne facă rău? Cum să ne raportăm la acela care s-a declarat când este dușman și și-a pus în minte să se facă război împotriva noastră? Isus ne învață ce să facem în această situație nedorită de viață. Sigur că noi nu declarăm război nimănui. Nu ne punem în minte să facem rău nimănui. Dar nu avem cum să îi oprim pe aceia care se gândesc să ne facă rău, să gândească să ne facă rău. De bună seamă că prin reacțiile pe care Iisus Hristos ne învață să le adoptăm, am putea gestiona criza care apare fără voia noastră. Hai să vedem ce ne-a învățat El pe această temă, pe acest subiect. Cred că întâi de toate este foarte important să reținem contextul în care a fost rostită această zicere a Domnului Isus împrejurarea. Momentul acela este foarte, foarte important. Isus așa și începe. Ați auzit că s-a zis în vechime. Și deci cuvântul lui se leagă de ceea ce s-a spus în vechime. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Împrejurarea este legată de o poruncă dată de Dumnezeu mai de mult, în vremea lui Moise, în această poruncă se prevedea că răul trebuie să fie pedepsit, că principiul justiției trebuie să fie aplicat în sânul poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și El răsplătește fiecare după faptele Lui. Asta a fost contextul. Este legea lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu. Această lege a lui Dumnezeu a fost cuprinsă în lege mozaică, în, în legea lui Moise și ea trebuia să fie respectată și trebuia să fie aplicată de judecători. Spre exemplu, citim în Exodul capitolul 21, versetul 22 la 24, că dacă se întâmplă să se certe între ei doi oameni și în aceea lovesc o femeie însărcinată și sigur cuvântul Domnului continuă arătând ne speța aceasta, se zice că trebuie să plătească ce au făcut, vor plăti după hotărârea judecătorilor. Deci, hotărârea judecătorilor. Vă mă rog să observați. Legea aceasta a dreptății nu era luată în mână de om și să-și facă voia în numele legii. Legea era codul penal după care se hotăra de judecători. Judecătorii decideau. Lucrul acesta este arătat. Și în Deuteronomul 19, de la versetul 16 la 21, când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și a judecătorilor, care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite și apoi cuvântul ne explică ce și cum trebuia să fie făcut. Ei, despre ce e vorba? Contextul este acesta. În legea sa, Dumnezeu a ajezat principiul dreptății, a justiției. În baza acestui principiu, fiecare faptă trebuie să fie plătită, răsplătită după natura ei. Binele cu bine, rău cu rău. Legea aceasta urma să fie pusă în aplicare în mijlocul poporului de niște instanțe de judecată. De oameni acreditați, puși în slujba aceasta, a căror autoritate era delegată de Dumnezeu și recunoscută în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Este legea dreptății. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Mi se pare că legea aceasta este aspră rău. Trebuie să ne uităm la așa la ea. Dumnezeu a zis, Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Legea aceasta, pe de-o parte, se asigura că răul este pedepsit pe măsură. Nu se zice cap pentru dinte. Nu. Dinte pentru dinte. Legea se asigura că cel care a făcut răul nu-i pedepsit mai aspru decât merită. Dar nici tratare cu indulgență, fir de păr pentru ochi. Oc pentru ochi. Deci este principiul dreptății, principiul după care Dumnezeu a judecat și va judeca dintotdeauna. Asta o găsim în Biblie. De bună seamă că durarea care s-a arătat prin Isus Hristos ne face noi să avem parte de harul iertării. Dar n-a anulat principiul justiției. Principiul justiției a fost aplicat prin însăși moartea lui Hristos. Și de acolo ne-o vin în nou binele. Că altfel trebuia să plătim doi. Deci Dumnezeu rămâne drept și când ne iartă. Din cauza faptului că ce trebuia plătit dreptății, a dat Isus. Slăvit să fie în numele lui. Dar revenim. Ce s-a întâmplat în Israel? Asta a fost legea dată de Dumnezeu. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Răul să fie pedepsit pe măsură. Binele să fie răsplătit pe măsură. În vremea Domnului Isus, fariseii s-au folosit de această lege ca să justifice răzbunarea personală. Au luat-o, au scos-o din contextul dat de Dumnezeu, au dat la o parte judecătorii, explicând că în țară regimul politic roman, ce știu, eu, câte explicații nu și-au putut găsi, și în numele unor preferințe personale, luând legea în propriile mâini, și-au justificat răzbunarea personală au făcut cum s-au gândit ei că se potrivește să le facă. Ce e ciudat este că această răzvrătire față de legea lui Dumnezeu a desfințat însăși principiul pentru care a fost înființată legea. Și anume să se facă dreptate nu din spirit de răzbunare, ci într-o judecată luminată de legea lui Dumnezeu. Modul acesta de așezare a lucrurilor l-a făcut pe Domnul Isus să se ridice și să spună, în vechime s-a zis așa, el limpede cum s-a înțeles în vremea lui Isus că știau ei bine ce făceau și cum făceau, și apoi Domnul a zis, dar eu vă zic, și cu aceasta se oferă o interpretare curată a legii lui Dumnezeu. Ce ne-a spus Isus? Deci contextul este clar. Dumnezeu a zis să fie dreptate, dreptatea să o facă judecătorii, farisei au luat legea în, numele, în mâinile lor și și-au justificat de acest fel de răzbunare personală. Asta a fost contextul. Domnul spune, nu e voie să se facă așa. Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Prin acest imperativ, Domnul Isus interzice răzbunarea personală. Hai să ne uităm cu atenție la acest cuvânt. Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Vorbele acestea ale Domnului nu au nevoie de explicație. Deși explicațiile nu vor întârzia să vină. Dar sunt atât de clare, atât de simple și așa de profunde. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Prin aceste cuvinte ni se interzice răzbunarea. Cum să înțelegem aceste cuvinte? Spre exemplu, Tolstoi, ce scriitor rus, Tolstoi, a înțeles că această poruncă, să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ar trebui generalizată și aplicată la nivelul întregii societăți, mergând până acolo încât statul să fie desfințat, judecătoriile să fie desfințate, poliția să fie desfințată, armata să fie desfințată, nimeni nu are voie să facă rău cuiva. A fost pacifismul radical. Așa o să fie numai rai. Pe de altă parte, Martin Luther se referă la acea părere existentă în Germania în vremea lui, apăruseră așa numiți... Um, exagerau, erau un fel de puritani, n-a apărut se dar acolo era sămânța și ce se gândeau ei că ar însemna această poruncă? Spre exemplu, dacă pe un om se suiau un păduchi, acești sfinți nebuni, le zice Luther, sfinți nebuni, ziceau, n-ai voie să-l împiedici să se hrănească. Să punea pe tine un țânțar, lasă-l să se sature. Nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Am avut gândit, cât exagerare în această interpretare. De aia, Martin Luther ia atitudinile și le zice, ăștia sunt sfinți nebuni. Atât au zis. Dacă au zis bine, dacă au zis rău, eu doar am citat ce a zis. Pe de altă parte, explicând cuvântul acesta, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, Martin Luther observă o nuanță foarte importantă. Și bine că fiecare creștin să o cunoască. În ce privește dreptatea, în ce privește răzbunarea, în ce privește împotrivirea față de rău, există două categorii distincte. Pe de o parte avem instituția guvernamentală, ca să o dumesc așa, judecători, statul. Și pe de altă parte avem individul, persoana, cetățeanul avem statul și cetățeanul, guvernul și cetățeanul. Responsabilitățile în ce privește dreptatea sunt împărțite la cele două nivele. Una este să acționezi ca reprezentant al dregătorului și alta este să iei mâna ta legea făcută de dregător și să o aplici cum te taie cap. Mă să pun o întrebare. Este cineva în adunare care lucrează polițist? Nu. Nu-i nimeni. Nu-i păcat. Nu-i niciun neapărat un lucru bun. E. Atât, tot. Am prieteni creștini, polițiști. Ei, polițistul are o responsabilitate. Există o lege care îi trasează responsabilitățile și îi stabilește prerogativele în calitatea lui de polițist, poate să aibă pistol. Și dacă circumstanțele văzute în societate impun, te arestează. Îți spune că tu și te duce la pușcărie. Nu hotărăște el cât stai acolo. Nici dacă stai și nici cât stai. Sunt alții mai mari decât el. Că puterea este așezată și împărțită, echilibrat, ca să nu se abuzeze nici din partea statului. Cam asta ar fi teoria. Cum în realitate, mai vedem noi. Ei, revenind, responsabilitate de pe această poziție. Acum, imaginați-vă că fratele Nelu Bli este polițist. Și acum se găsește la serviciu. Și la serviciu fiind, pune mâna pe pistol ca să apere de un rău făcător pe cineva care s-a gândit să jefuiască sau ce știu ce să facă. Ca polițist am făcut rău. Nu. E drept că eu pot să-mi fac rău slujba aia bună. Pot fi polițist corupt. În paranteze, pot fi și pastor corupt. Adică faptul că cineva abuzează nu înseamnă că abuzul desfințează uzul. Da. Deci, ca polițist, e justificat să acționezi împotrivindu-mă răului. Făcând chiar uz de armă. Da. Acum am plecat de la serviciu și am eu de împărțit ceva, nu cu nici, cu Adi, cu prietenul meu acolo, am văzut că a venit, omul este binecuvântez. Am de împărțit eu cu el ceva. Pistolul e tot acasă. Și de acum acționez ca persoană fizică. Aia se numește răzbunare. Aia n-am voie. Martin Luther observă această separare. Guvernul are responsabilitățile lui, care se organizează, țara se organizează, este acolo judecătorie, este acolo judecători, este acolo pușcărie, este acolo. To -to 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 Toată legea ai pus aici și noi, ceilalți, în partea cealaltă, cetățeni. Când Domnul Isus a zis: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, țineți minte, n-a vorbit statului. A vorbit cetățenilor. Nu a vorbit guvernului, polițistului, judecătorului, procurorului, celui care este chemat să facă dreptate, ci a vorbit cetățenilor care n-au voie să-și facă singuri dreptate. Pentru împărțirea dreptății la nivelul societății, sunt două instanțe. Cea divină care poate să acționeze direct și o pica din picioare, Irod, o căzut mort și Anania și Safira. Acolo a fost justiția lui Dumnezeu. Sau Dumnezeu, prin instanțele judecătorești, face dreptate. Vă zice cineva, frate, că am exagerat. Oare ne învață așa? Domnul, găsim în Biblie asta? Numai un text de la Apostolul Pavel și mă gândesc că ajunge. Romani 12, de la versetul 17 la 21. Uh, da, hai să citim mai bine 13, de la 1 la 5. Vine vremea fi cel din 12. Celui din 12. Așa zice Pavel aici. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vine de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Auziți acum. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru unarea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Și acum, el, auziți cine este dregător? Este slujitorul lui Dumnezeu. Scrie așa. Deci polițistul este slujitorul lui Dumnezeu. De aia nu-i păcat să te faci polițist. Să ocupi poziții în structuri de guvern, de stat. Că aceste structuri sunt lăsate de Dumnezeu. Este slujitorul lui Dumnezeu. Cu ce misiune? Pentru binele tău. Și au zis mai acolo. Dar dacă faci răul, temete că nu degeaba poartă sabia. Și au zis ce mandat are. El este în slujba lui Dumnezeu ca să le răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Se va scădea clar la Pavel. Adică Dumnezeu care face dreptate a zis statului, guvernului, drăgătorului, uite tu ești partener cu mine. Îți împart prerogative, îți deleg autoritate, fă dreptate. Prin urmare, dacă avem un frate de credință în biserică, care, să zicem, are meseria de judecător. Și acum e la serviciu. Și în fața lui este un inculpat. Și dă cu ciocanul de masă la sfârșitul procesului și spune, cinci ani de pușcărie. Ce o să facem noi din biserică? O să punem parte pe fratele, că o judeca pe fratele său? <laughs> nu! Pentru că acolo acționează în poziție guvernamentală. Are autoritate și e slujitorul lui Dumnezeu să facă aia. Sigur că asta nu o să-i dea dreptul ca în viața privată să se răzbune pe cineva. Înțelegeți? Ei, revenind acum la textul nostru, Iisus a așezat așa contextul. S-a zis în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta a fost legea. Voi ați luat-o în mâinile voastre și v-ați justificat în numele ei răspunările personale. Eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Individul, creștinul, ucenicul Domnului Isus nu are dreptul să se răzbune pe nimeni. Dacă cineva are responsabilitatea uh, să facă dreptate, acela este Dumnezeu și statul, guvernul. Eu nu. Asta e cuvântul lui Isus. De că eu nu pot să iau în mâinile mele legile drepte a lui Dumnezeu și pentru că cei din jur care ar trebui să facă dreptate nu o fac, fac eu. Dreptate. Nu. N-am acest drept. Și nu numai că nu am acest drept, dar dacă fac așa, comit împotriva lui Dumnezeu păcat. Apostolul Pavel a zis în epistola către Roman 12, 17, 21, aceasta, a zis așa, nu întoarceți nimănui rău pentru rău, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, pentru că câtă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea să nu vă, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Că ce este scris, răzbunarea este a mea. Eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbunea prinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci birui râul prin bine. Deci, iată învățătura Domnului nostru Isus pe subiectul acesta. Un autor creștin a zis o chestie, i s-a părut cu umor, un pic la limită, dar și de luat aminte. A zis așa, acestea ar trebui aplicate practic după următorul exemplu. Dacă Într-o noapte, zice el, în casa mea, ar veni cineva pe ascuns ca să o jefuiască și eu prin uhuțu, probabil că datoria mea ar fi să-l invit să ia cina împreună cu mine. Să nu mă apuc să-l bat, să-l rănesc, să-i dau să bea, să-i dau să mănânce, dacă eu obosit să-l pun să se odihnească, nu te împotrivi celui ce-ți face rău. Și zice el, probabil ar trebui să sun și poliția, să vină să-l ia și să facă ce știu polițiești că e de făcut cu asemenea oameni. Așa a zis Martin Lloyd Jones: că ar trebui făcut. E, observați diferența între a-ți face dreptate cu patimă, dragostea creștină care se revarsă înspre acela care îți face rău, și în același timp recunoașterea principiului justiției. Care vine de la Dumnezeu și este încrinițat în autorităților. Asta este aici. Sigur că nu, Domnul Isus nu dă o lecție de drept. Nu, vorbește cu ucenicii, dând o lecție de drept. Nu-i vorba aici de stat. E vorba de ucenici. Dar se pleacă de la asta ca să se ajungă acolo unde a vrut El. Și cu asta, acum ne ducem în miezul lucrurilor. Întoarce și obrazul. Celălaltă. Și totuși, ce am de făcut eu? Ce trebuie să facă creștinul ca persoană fizică în fața abuzului, a nedreptății, a persecuției, a bagiokurii, a insultei, a nedreptății care a apărut? Cum să ne purtăm? Domnul Isus ne învață să reacționăm. Notați, vă rog, ne învață să reacționăm în fața râului prin non-violență. Non-violență activă, nu non-violență pasivă. Există non-violență pasivă, adică nu faci nimic. Închizi ochi. Te faci că nu vezi. Că nu observi nedreptatea. nu e nicio reacție, ești pasiv. Creștinul nu este, de exemplu, dacă cineva, sau ca și altfel, Creștinul nu este chemat să calci pe el. Deci dacă ia întinde pe eu, eu, cal pe tine. Cal pe tine, Să stai acolo, să nu miști. Să, că mă deranjez. Să nu cumva să pic în timp ce cal pe tine. Nu ți se cere să te execuți pasiv. Și da, să ferească Dumnezeu să fim violenți. Se spune non-violență, dar nu pasivă, ci activă. Și uitați-vă la sens. Te-a lovit peste obrazul drept, tu ce să faci? A în gură, fătie că nu se întâmplă nimic. Întoarce și obrazul celălalt. Vrea să-ți ia haina. Nu zice, dă eu. Și zice, dă-i Mai, mai. Deci ești activ în non-violența ta. Te obligă să te duci cu el o milă de loc. Tot Și după ce o să te la mai merg cu tine o milă. Deci ești activ în non-violență. Nu pasiv. Detaliile acestea sunt foarte importante, pentru că ele nu pot fi împlinite decât în spiritul împărăției lui Dumnezeu, a dragostei lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre, dragoste venită prin Duhul Sfânt și care face diferența majoră între ucenicii Domnului Iisus și oamenii de lume. Acolo este esența. Deci, non-violență activă este interzisă răzbunarea iar care acție non violență activă asta ne cere domnul nostru Isus. Și acum el exemplifică această vorbă foarte greu de înțeles. Pentru că dacă revenim la text, principiul este acesta. În vechime s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Asta e legea nouă dată de Isus. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și acum ucenicul ar fi putut întreba, bun, asta ce înseamnă? Cum să trăiesc în lumina acestui învățături noi? Că până acum am fost învățat că dacă îmi face cineva rău să mă răzbun. Și abuzurile au mers până acolo încât nu au putut fi nici cum opriți răzbunătorii. Și au zis ce s-a întâmplat. Au fost stabilite în Israel cetății de scăpare. În care să fugă la amenința de dor de răzbunare a celui a care voia revanșă, să se ascundă și să se bucure de protecția autorităților. Deci abuzurile au fost mari de tot. Iisus revine și spune să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Iată cum exemplifică patru exemple concrete care vor lămuri pe înțelesul tuturor legea lui Dumnezeu. Uh, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Despre ce este vorba oare aici? Cum să înțelegem această zicere a Domnului nostru Isus? Am nevoie de un voluntar. Hai aici, ai de mine, am <laughs> Ne-am înțeles, în așa. Uh, cum cum numiți? Olimpiu. eu sunt Nelu. Uh, Tatăl Olimpiu, imaginați-vă că eu sunt acum, uh, mă, trăim pe vremea Domnului Iisus, așa, și între noi a apărut un conflict. Și vă gândiți să mă loviți cu obra, cu, peste obrazul drept, cu palmă. Dar trebuie știu ceva de natură culturală. Pe vremea aceea, în public, oamenii se foloseau de mâna dreaptă. În mâna dreaptă țineai când mănânci, cu mâna dreaptă salutai. În mâna dreaptă țineai nu iaua. Stânga se folosea numai la baie. Asta era regula. De-aia oțului era tăiat mâna dreaptă era condamnat că era un stigmat, era mai mult decât uh, ciungire ok, deci trebuie să dai cu mâna dreaptă să mă peste obrazul drept cum dai? aia ai. deci lovitura cu dosul palmei deci e vorba de o asemenea lovitură știți ce e asta? jignire la superlativ echivalent în cultura europeană, românească, nu știu cum e în Austria, cum e cu proverbele, dar în România este așa, un șut în și mirușine, să zic. Da? Ăsta este echivalentul. Deci dacă cineva te tratează atât de josnic, se poarte cu tine atât de urât, ăsta era cu dosul palmei. Imaginează-ți că mi-ai făcut una ca asta. Și acum ce îmi ceri Iisus să facă? Mie. Domnul nu-mi spune, dă-te înapoi. Că mesajul care -i? Pleacă de aici, nenorocitule. Șut în fund. Te aruncă în periferie, te azvârle la marginea societății, te anulează ca individ. E umilirea supremă. Și acum ce să-mi zice Iisus? Ascultă-l, retrage-te, curge-te pe lângă ziduri, dispare în anonimat. Lasă-l pe el la mijloc să-și facă de cap. Nu. Probabil că de față e un polițist care se va autosesiza, asta e treaba autorităților cu el, nu -a mea. A mea este să stau drept în fața lui, să nu mă duc unde m-o trimis, stau drept în fața lui și cu puterea pe care o dă Duhul lui Dumnezeu, să nu îmi fac mâna pumn și se i arăt eu că sunt mai tare ca el și să întorc o brațul stâng. Ce variante ai acum, Olimpiu? Ia să văd. Deci era varianta să dai cu mâna stângă peste obrazul stâng. Ține minte, n-ai voie să folosești stânga în public. Te faci de rușine. Altă variantă dai cu dreapta peste obrazul stâng, asta este lovitura pe care o dă tata fiului său. Asta era la evrei. Mă, ai făcut ceva. Și dădea așa, știi, și te cât câtă piept. Domnul, să te binecuvânteze fiul meu. Nu-i lipea palma. O să transforma binecuvântare. Nu merge nici așa. Cum să mă tratez pe mine ca fiu când mai trimis? Ce altă variantă mai ai? Ați văzut cum simplu gest întorsului obrazului stâng îl pune pe oponent într-o situație neașteptată, surprinzător de jenant. Răul pe care l-a făcut iese la ivială. Toată lumea Mai poți face mâna pum. Dar asta e ca și cum ai zice, hai la mijloc și te cheam la duel. Mă tratez ca pe egal la tău e chiar mai mult decât a-ți cere scuze pentru nătânga nebunie de mai înainte. Mai poți face și altceva, să i iartă. -mă. Dar ideea este următoarea. Prin acest simplu gest a întorsului brazului stâng, cel care a făcut nedreptatea e pus la colț, fără să-i facă rău. Este atrasă atenția asupra nevoii de dreptate. Și ridicată dispoziția mea de a suferi nedreptatea și de a mă împotrivi în același timp de non-violent, dar activ. Ai înțeles? Așa că e frumos. Asta este acolo. Asta este ideea. Știți cum a aplicat apostolul Pavel? Da, nu pot să merg la loc, poate te mai chem. Bine că am scăpat. Apostolul Pavel a aplicat principiul în Filipii fără să fie cercetat, fără să se facă o anchetă, fără să se aducă dovezi, fără să îi se dea dreptul să fie apărat, a fost luat la bătăi, aruncat în pușcărie, legat în lanțuri și putuci, trimis în cea mai de siguranță celulă din pușcărie. Să mai liniște lumea peste seară, peste noapte, nu știu ce. A doua zi dimineața, trimit trimite vorbă, temnicerul îi zice, dă drumul palavraciilor, lor, să se ducă acasă și o luapt porția. Acum apostolul Pavel N-a zis slavă Domnului că ne-a eliberat și uite minunia lui, o luăm pe ușa din toți și plecăm cât vedem cu ochii să nu mai auzim de Filipii. Nu. A zis Pavel așa, trimite vorbă drăgătorului cetății următorul mesaj. Eu sunt cetățean roman. Aseară s-a făcut o mare nedreptate. Nu plec nicăieri să vină drăgătorul să vorbim. Ce crede el? Că așa merge? Biblia spune că drăgătorul a venit într-un suflet la pușcărie. Știa bine ce se întâmplă când unui conațional, unui cetățean roman, se face o asemenea de dreptate. Domnul Pavel, sunteți cetățean roman? Da. Și eu în zi și dumneavoastră cum ați devenit cetățean roman? Că eu am plătit bani ca să devin cetățean, cumpărat cetățenia. Și eu sunt din naștere, eu, eu și o tradiție în spate, o familie, influențe, un curcai rău de tot. stai. Eu sunt și creștin, nu doar roman. Și Isus ne-a învățat să nu facem rău nimănui. Să știți, domnul dregător, că nu sunt supărat pe ce s-a întâmplat aseară, deși vă mărturisesc că nici bine nu mi-a căzut. Nu fac plângere la nimeni. Nu o să aveți probleme din cauza noastră. Acceptăm că a fost o situație care a scăpat de sub control, dar, domnul dregător, am vrut să știți toate astea. Am vrut să le știți. Și dregătorul a zis, mulțumesc frumos, domnul Pavel, și cum vă mai numiți. Cine și cine e tovarășul dumneavoastră? Sila. El nu era clar că e cetățean român sau nu, dar s-a bucurat de asta. Ei, a doua zi, când s-au întâlnit în Filipii, că Pavel n-a plecat din Filipii, imaginați-vă că o dat ochii cu dregătorul în piață. Bună ziua, domnul Pavel, să trăiești, domnul dregător. Și acolo a fost demnitate creștină. Deci când mi se zice să întorc obrazul celuilalt, ce, obrazul celălalt să fiu lovit mai departe, nu-i dat un cec în alb celui care face rău. Unii așa au înțeles. Faci loc nedreptății, o lasă să se desfășoare, nu te opui nici cum. Te opui, dar în acest spirit, non-violență activă. Mâna de dragoste. Pavel le-ar zice, cărbunea aprinși pe cap. O femeie mai firească o zice, apa clocotită am încercat, dar nu mers. <laughs> Ați înțeles acum gluma mea. Deci, când Isus spune, întoarce și obrazul celălalt, la asta se referă. Uh, frații mei, fiecare insultă pe care am putea o primi, este o oportunitate ca să arătăm cât este de mare puterea dragostei lui Hristos. Și ce este frumusețea vieții creștine. Să nu mă împotrivești celui care face rău, dar să nu mă opresc doar la non-violență, ci să trec la ceva practic. Non-violență activă. Da. Exemplul al doilea va limpezi lucrurile și mai mult. Oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. E vorba de haina de pe piele. Mantaua aceea cu care se acoperi haina cea mai intimă nu vorba de suman, ce știu eu, un articol vestimentar de care te poți lipsi. E haina aceea, e ca cum citim în lege, dacă e un dator și nu își plătește datoria, ia-i zălog haina. Dacă îmi vine seara, se o duce acasă, că are cu ce să îmbili. Să ai milă, numai ziua, că nu-i trebuie ziua. Eu am merge la treabă, nu știu ce, dar hai aia care -i ține de frig. Care -i, e, e cel mai intim lucru al lui. Să nu îl iei. Despre asta vorbește Isus. Și acum vine unul și îți zice: să Fac proces ca să iau de la tine hai aia pe care o putea lua legal. Isus spune: Uite ce să faci. fii dispus în fața instanței să cedezi și în ce nu-ți poate lua legal dă și cam Dă-i și mai mult decât cere. Pentru noi sună aiuria, că suntem rupți de acel context. Haideți să aducem un exemplu mai contemporan. Prin anii 60, în America, a fost o problemă socială masivă. Segregarea, lupta pentru segregare, cu negri, cu albi, așa. Martin Luther King era pastor, era un om care a apărat principiul dreptății și s-a întâmplat că în statul Michigan era o lege care... Așa, două vorbe despre legea aceea. În, era aplicată la transportul comun, cu autobuzul, cu trenul, cu metrou, cu ce era. Cu autobuzul acum. În autobuze era culoar, stânga, dreapta, trei rânduri de scaune. 3 și trei, șase pe linie. Dacă venea, dacă pe scaun stătea, stăteau trei negri și apărea un alb, toți trei trebuia să se ridice în picioare, să plece în spate și albul să stea singur pe scaun. Asta au fost în anii elege. A fost situație umilitoare. Unul pe scaun, restul în spate o negrese cu numele Rosa a zis, niciodată nu voi accepta această umilire. Nu o să mă ridic orice Și nu s-a ridicat. Șoferul a oprit mașina, au chemat poliția, poliția au arestat-o, sta la pușcărie, de aici a pornit apoi mare tulburare și în tulburare aceea negrii din Detroit l-au întrebat pe Martin Luther King ce să facem? Și Martin Luther King a zis, v-a cerut haina? Dați-le și cămașa. Cum adică, pastore? Uite cum. De mâine încolo, niciun negru nu va mai călători în toată America cu niciun mijloc de transport în comun. Boicot la nivel național. Vor locurile, de le, le dă în toate. Asta a fost decizia. Luat în spiritul predicii de pe munte. Da seama că asta n-a scăpat neobservată. Cu majoritatea uh, care se folosea de mijloacele în comun, de când transport în comun erau negri, în vreo trei săptămâni, o lună, business s-a dus în cap. Uh, alte probleme în societate. Și când era cât pe ce să se rupă, Martin Luther, împreună cu un prieten de-a lui pastor alb, și-au cumpărat bilete, abonament la compania amendată și s-au pus pe primele locuri din față, unul lângă altul. Și așa o crăpat nedreptatea aia. Non-violență activă. dă și cămașa. Ați înțeles principiu? Acum situația ta de viață o știe numai Dumnezeu și Dumneata. Dar eu cred că Duhul Sfânt ne va călăuzi într-un mod inteligent, și a aplicat pe situația de viață ca să aplici principiul acesta. Non-violență activă. Răzbunarea, vorba lui Mahatma Gandhi, care tot de la Isus a citit, numai că parafrazat un pic, a zis că ochi pentru ochi lasă lumea oarbă. Și așa, e, că fiecare scoate ochiul lui celălalt într-o zi, de unde mai scoți ochi? <laughs> Ei, asta este a doua zicere. Să nu. Uh, să-i dai haina dacă vrea să-ți ia, să-i dai cămașa dacă vrea să-ți ia și haina. Hai să mergem la zicerea a treia, care este foarte frumoasă și ea. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Vă rog să notați că aceste ziceri sunt explicații ale principiului enunțat anterior. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Asta e porunca. Și acum, omul te va da, frate, practic, cum să o iau? Nu mă ucești, asta e filozofie. Pune să pricep. Și am așa, o, o toarce obrazul celălalt. asta știu cum e, că o pălmuit așa și te făcut de rușine în sat. Și n-am avut de ales, o trebuie să mă ascund o lună. Nu te mai ascunde, stai în picioare în fața lui. Toarce obrazul stâng lasă să-i fie lui rușine, că și a dat poalele peste cap în sat, că s-o răzbuna și ți-o făcut rău. Nu lăsa loc nedreptății și răului să ocupe piața cetății. Stai acolo și tu, suferă de nedreptatea, împotrivindu-te ei activ în numele iubirii creștine. Nu, de aia s a dus la protest la cei creștini în Viena. Tot în numele acestui principiu. Deci astea sunt, eu așa am înțeles poruncile lui Isus, nu că te închid așa și te aruncă încolo ca să fii rușine că ești creștin. Da? Te ridici deasupra râului în numele dragostei creștine. Și te împotrivești râului făcând bine. Nu uh, retrăgându-te. Da? Ca râul să ocupe spațiu. Nu? Hai să vedem următoarea. Uh, dacă te silește, cineva să mergi că de loc. Despre, iarăși o situație care crea foarte mult disconfort și supărare în Israel. Pe fond e vorba de o, lege moral, de o lege, romană. O lege care apăra drepturile armatelor armate romane. În lege zice așa, dacă o legiune de soldați, mă rog, este în, sau nu neapărat o legiune, un corp de armată, face marș soldatul are dreptul la sprijinul populației. Era protejat. Îi Iau, se înțelegea că țara... Era un fel de susținere publică armatei. Legea a fost bine gândită, intenționat bine. Doar armata luptă pentru noi, așa se gândeau romanii. Și acum se ajută și noi fratele militar care se duce să bate cu rușii colo pe granițe dacă o trecu pe la noi prin sat și îi dau un pahar de apă să o pite de mâncare, doar noi face rău. Dacă iau ranița în spate și o duc, doar noi face rău. Cam ăsta a fost spiritul. Și atunci romanii au zis, fiecare cetățean la nevoie este obligat să ducă ranița soldatului, bagajele lui, o milă. Nu s-a zis așa, să ducă bagajele, că se putea face abuz. O milă. Când e gata mila, nu mai e voie să cer nimic. Vă dați seama câtă supărare evreilor să fie obligați să susțin armatele de ocupație. Așa? Nu le-au bine. În numele acestei legi l-au luat pe Simon din Cirena și l-au obligat să ducă crucea lui Isus. Nu era vorba de confortul lui Isus, de timpul gărzei de execuție. Aia a fost contextul. Că l-au luat aia, că tu ești mai, mai puternic, mai mare, având și doi tu, ca să termine mai util lucru. Că nu mai ajungem în vârful dealului a, a unui da. Aia a fost acolo. Ei, întorcându-ne, imaginați-vă că ucenicul lui Iisus, creștinul, este pus în fața acestei situații. Fără să aibă pic de simțire, știind romanul, câtă aversiune are din partea populației civile iudaice din Palestina, l-a luat pe soldat, pe, pe setele, vină Iar Anița și Dumnezeu. A luat. Evreu se tulbură în el. Erau unii dintre ei, se numeau sicarioți. Iuda Zelotul. Nu Iscariot, Zelotul. Zelot. Este era o partidă religioasă, din insurgență, ascundeau sub haine pumnale și când venea romanul și zicea, hai dum- tu bagajele, cum să nu, cu drag? Și se apropia de el, ajunge, el și și fugea. S-au folosit și așa ca să se apere în fața acestei legi. Ei, Iisus le zice ucenicului, ucenicului, dragul meu, uite ce trebuie să faceți voi. Doi bagajele tăcut nu te împotrivi, nu comenta, nu vocifera, binecuvântează-l, roagă-te pentru el. Și dacă nu te poate asculta, du-o tăcut, du -o. Acceptă nedreptatea, purtând-o. Și când s-o găta mila prima, spune soldatului, aș putea să mai duc o milă? Asta îl va șoca rău de tot ai pășit în mila a doua. De acum soldatul simte disconfort. Domnule, plește te pune jos. Mă vede ofițerul superior. Zice că e un abuz, am probleme. Lasă jos, mă, ramiză. Nu Nu las. Ești obosit. Las cu mai duc eu. La Și așa întreabă acolo unde mergeți voi. Las cu duc. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu te teme, nu mă plâng eu la nimeni. Dar tu cine ești? Ai tăcut prima milă, n-am avut ce zice, că era legea de partea ta, dar acum e de partea mea. Observați nuanța. În prima milă stăpânește legea, în mila a doua stăpânește dragostea. Și așa a învățat Iisus să biruim rău. Trecând dincolo de limitele răului, ajungând în domeniul iubirii. Asta ne-a învățat. Și sunt chestii practice, frații mei. Vedeți, când ai aceste principii fixate în suflet, atunci acum e relația în sânul comunității de credință. Ne mai facem rău unii altora? Nu e așa că ne rătăm între noi. Ne mai trebuie revanșă? Ne mai trebuie justiție? Ne mai împărțim pe partide? Când ne dăm seama că dușmanul e în altă parte? Știați câte aspecte practice curg de la sine când ai reținut principiul. În vechime s-a zis ochi pentru ochi. Asta trebuia să o aplice, aplice judecătoria. Dar oamenii firești au luat legea în mâna lor și și-au făcut cu ea răzbunări. Iisus a zis până aici, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Dumnezeu face dreptate, o face prin stat, dacă vrea, sau singur, dacă vrea, nu-i treaba mea, a mea este să nu mă răspund. Să iubesc, să iert și să mă împotrivesc râului prin non-violență activă. Și aici este deja misiunea creștină. Asta e misiunea creștină. Eu cred că Duhul Domnului ne va călăuzi cumva să dibuim cum aplicăm practic în situația noastră de viață. În încheiere, mi-a spus ceva uh, Matele Nichi, că dumneavoastră începeți când începeți și terminați când terminați. Eu așa am tradus ce ai zis tu. Da. Uh, o să mă opresc în următoarele două-trei minute. Aș vrea însă să vă îndemn, să luăm aminte la câteva posibilități. În primul rând, Hai să încercăm să privim toate insultele pe care le-am putea primi de la cineva ca oportunități prin care am putea arăta lumina dragostei lui Dumnezeu din viața noastră. De ce să iei insulta ca pe o provocare la revanșă? De unde ai învățat dumneata că dacă ierți și suferi, ești mai prost? Îți spun de unde. De la Hollywood. Nu din Evanghelie. De unde a învățat dumneata că iertarea și suferința este slăbiciune? Și că omenie și putere e revanșa. Să o minte. Să nu și-a lumea în cap. Iar arăt lui. Și o găsină în așa. Și l l aflat. Las eu pocăința, nu o prea ai ce lăsă, Dacă vorbești așa. Ești în mediul tău ca peștele, în apă. Nu. Ei, ia insulta ca oportunitate pentru a exprima iubirea. Decide să nu te răzbuni pe nimeni. E o chestiune de alegere personală. Aleg să nu mă răzbun, să nu fac rău. Chiar dacă mă mâncăm mâine. Că pot fi ispitit. Când a zis Isus să iubim pe dușmani, eu m-am gândit că nu ne-a cerut să avem sentimente romantice față de ei. Ar fi prea greu. Ne-a cerut să rezistăm. Că vedeți porunca, iubiți pe vrăjmașii voștri, vine imediat după. Ca un cununare ca o explicare, că a întrebat cineva, da, de unde să pot eu face asta? E de, de acolo, din iubire. Din iubire poți să faci. Uh, încă o decizie. Ia decizia să nu dai pe nimeni judecată. Dacă te dă, poți să te duci să te aperi. Dar nu dă tu pe nimeni. Asta nu are de a face cu apărarea în relație cu statul. N-are legătură cu asta că aveți un drept și nu vi-l recunoaște nu știu care instituție, puteți să vă duceți să vă îl apărați. Că statul a zis, apără-te cu mine că atunci îți dau dreptate. te a făcut și legea. Dar mă refer la frați, la oameni. Să nu dai pe nimeni în judecată căutându-ți în felul acesta să te răzbuni. Asta e principiul. Să faci rău. Acum la ai la mână cumva. Să nu faci asta. Mai mult, uh, poate că ar fi, și cu siguranță este de la Domnul, să ne luăm în inima acest gând. Voi da mai mult decât sunt obligați să dau, chiar dacă asta implică un mai mare sacrificiu. Este principiul pe care l-a pus Domnul Isus. Și încă un gând, dacă doriți, uh, să căutăm să ne exprimăm dragostea prin fapte bune față de aceia care ne jignesc și ne fac rău. Poate că în felul acesta vom reuși să-i oprim. Știți care e răul cel mai mare pe care ne-l ar putea face un dușman? Nu-i să ne rănească. Nu are rău cel mare. Nu să-ți să, -ți fac, nu să -ți atingă, să-ți frângă inima, să te înțepe, Așa imaginează că vrăjmașul a luat un arc și în el a pus o săgeată și a tras cu o săgeată după tine. Răul cel mai mare nu e să te nimerească și să te străpungă. Răul cel mai mare e după ce o tras după tine. Tu să te apleci, poate reuși să te ferești. Sau poate nu, dar ai smuls în final săgeata din tine. Și ții tu arcul și lochești în ochi. Ești arcaș mai bun. Răul cel mai mare pe care ți l-ar putea face este înfrățirea cu El în rău. Cred că m-ați înțeles. Așa câștigă răul, așa se răspândește, ca boala, ca virusul, infectează și pe celălalt. Iisus a zis, pune scutul. Și care-i scutul? rugați-vă pentru cei care vă blastămă. Faceți bine celor care vă fac rău. Iubiți pe și voștri. Întoarce și obrazul celălalt. Acest scut nu oprește săgeata lui către tine, dar te împiedică pe tine să trage înapoi. Nu atât atâta face. Vei fi vulnerabil la loviturile lui, te vor răni profund, dar te vor proteja de râul cel mare e vei scutit de virusul dușmăniei. Asta e marele câștig. Amin. Mulțumesc pentru.